Salut și bine te-am regăsit! Una din cele mai dificile acțiuni atunci când vrei să realizezi un material video este partea de editare. De aici poți face ca un video să spună o poveste, să trezească emoții, să transmită un mesaj. Iar dacă filmarea este 360, atunci situația deja se complică și mulți abandonează ideea de a filma cu o astfel de cameră de teamă că nu vor reuși să scoată ceva interesant din filmările 360. Ei bine, Insta360 este o cameră de acțiune care filmează, v-ați prins, 360, iar partea ei interesantă este faptul că îți permite să editezi rapid materialele filmate fără să-ți mai bați tu capul cu partea asta. Ba mai mult, cu ultimul update al aplicației poți edita filmările mai rapid datorită noilor funcții AI pentru editare. În materialul acesta îți voi arăta cele mai noi funcții cu AI care au fost adăugate aplicației de mobil, astfel încât să-ți facă viața mai ușoară și să poți filma 360 ori de câte ori îți dorești, iar partea cea mai interesantă, să poți edita cu ușurință ceea ce ai filmat. Primul pas este să faci update-ul aplicației la ultima versiune disponibilă, atât în App Store cât și în Google Play. Pasul 2. Deschide aplicația, te conectezi la camera Insta360, deschizi clipul pe care vrei să-l editezi, iar în partea de sus poți vedea 3 moduri de editare. AI, Quick și Pro. Ca să le înțelegi mai bine, modul AI este cel mai simplu și poate fi folosit și de un începător între ale editării. Modul Quick este un mod intermediar către modul Pro, acolo unde te poți juca cum dorește sufletul tău cu partea de editare și în funcție de cât timp ești dispus să alogi pentru această acțiune. Hai să vă arăt mai exact ce fac aceste opțiuni. Și contrar a ceea ce sugerează toți experții când vine vorba de acțiune, noi vom începe cu cea mai simplă funcție, și anume cea bazată pe AI. Apăsăm pe ea, ulterior apăsăm pe acest buton de jos, AI Auto Frame, și iată ce se întâmplă. Aplicația încearcă să găsească momentele cheie ale filmării cu care să realizeze un rezumat al acelui video și să scoată în evidență esența acelei filmări. Odată cu noul update, algoritmul AI se pare că a fost îmbunătățit. Prin urmare, ne putem aștepta și la rezultate mai bune pe parte de editare folosind acest mod. Odată ce s-a încheiat, aceasta pornește în mod automat. Ce trebuie să știi este că acest clip mai poate suferi modificări. Practic, avem un punct de plecare după care apăsăm pe Clips și ni se deschid clipuri individuale pe care aplicația le-a stabilit ca fiind momente importante din filmare. Nu înseamnă neapărat că și tu le vei vedea pe toate așa. Important este faptul că ai un punct de plecare din care poți selecta anumite momente favorite sau anumite perspective. O selectezi pe cea care va fi pe placul tău, îi dai export apăsând pe acest buton din partea de jos a ecranului, unde ți se deschid două opțiuni. Fie alegi salvarea în albumul foto din telefon, fie poți folosi acest clip pentru realizarea unui video mai mare. În partea de sus vei vedea că apar câteva categorii. Acestea de fapt sunt scenele pe care AI-ul le identifică. Selfie, însoțitor, ceam în față, poate că nu este scenariul ideal, dar să luăm ca exemplu vloggerii de travel, care își doresc să evidențieze anumite locații, clădiri, muzee. Ei bine, opțiunea aceasta fix asta face, îți scutește timp și efort. După ce identifici scenele care te interesează, poți apăsa butonul de auto-edit de aici de jos și după cum vezi se realizează un montaj cu cele mai bune unghiuri din cadrul filmat. Dacă nu ești mulțumit de rezultat, poți personaliza materialul. Prin apăsarea butonului de edit îți apare un timeline cu clipul împărțit în mai multe caturi. Dacă vrei să schimbi poziția acestor momente, trebuie doar să ți-ai apăsat lung pe acel moment, îl tragi și îl muți acolo unde îți dorești. Pentru ajustarea unei părți e suficient să apeși pe acel clip și ulterior pe butonul Adjust și poți mări sau micșora acea parte. Apoi, dacă vrei să adaugi un anumit tip de mișcare clipului respectiv, apeși pe opțiunea Movement și după cum vezi, îi se deschid o mulțime de variante din care să o alegem pe cea mai potrivită. Tot din barea de meniu mai avem posibilitatea să ajustăm și volumul sau să ștergem partea care nu ne interesează. Practic, avem o cronologie cu momentele cele mai importante din filmare, fără ca noi să fi depus un efort considerabil pentru a ajunge în această etapă. După ce am ajuns la rezultatul dorit, îl exportăm și asta e tot. Aceasta este modalitatea prin care putem edita cel mai ușor un clip cu Insta360X4.
Mergem acum și la cea de-a doua metodă de editare, și anume modul Quick, iar aici vedem că ne apare un joystick în mijloc care ne permite să schimbăm unghiul de vizualizare, amintindu-ne practic de jocurile video. Apăsăm pe acest buton și observăm cum mișcările noastre se înregistrează. Când am finalizat, apăsăm și pe Stop și observăm că obținem un clip din mișcările sincronizate cu materialul video. Avem și acest mod de urmărire a subiectului și, după cum poți observa, apar aceste iconițe verzi ori de câte ori este un subiect în cadru și nu doar pentru cel care filmează, ci și pentru alte persoane. Dacă apăsăm pe una din ele, vom observa cum unghiul de înregistrare urmărește acest subiect atâta timp cât avem nevoie. În momentul în care vrem să oprim această parte de filmare, apăsăm pe Stop și gata. Mai mult, dacă vrem să înregistrăm un obiect din filmare, selectăm obiectul dorit și aplicația afișează o filmare fix cu ceea ce am selectat. Ca și la modul AI, putem modifica formatul clipului în funcție de platforma pe care vrem să-l publicăm, după care îl exportăm și asta e tot. Și am ajuns și la modul de editare Pro, unde ne putem juca mai mult cu partea de edit. Putem schimba unghiul de vizualizare în felul acesta, apăsăm pe acest plus și putem adăuga cadre cheie. Până aici, nimic schimbat față de ceea ce puteam face și înainte din aplicație. Avem acest meniu de unde putem aduce o mulțime de modificări filmărilor noastre. Noutatea este faptul că au adăugat opțiunea de mișcare, ce ne permite să adăugăm tranziții faine în clipurile noastre. Odată ce am ales-o pe cea care ne place, o putem păstra ca atare, o putem extinde sau o putem micșora apăsând un clip și trăgând de capătul lui. Așadar, acum poți face ca un video banal să prindă viață, să aducă elemente dinamice care să-l pună în valoare. Practic, să te ajute să spui o poveste într-un mod mai original decât ai făcut-o până acum. Și bineînțeles, fără prea mult efort și timp alocat în această direcție. Cele trei moduri de editare fac ca Insta360 să fie o cameră potrivită nu doar pentru cei care se pricep la partea de editare și vor să-și antreneze skillurile acestea, ci și pentru începătorii care își doresc clipuri dinamice și efervescente. Dacă ți-a fost util acest material, apreciez un like, un share ajută. Dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și până data viitoare, numai bine!